Există aceste discuții la guvern cu privire la TVA, la creșterea TVA-ului. Vor fi, înțeleg, s-a convenit de principiu două cote, 9 și 19%, nu va mai fi acea cotă de 5%. Asta se traduce cum în facturi? Pentru că acolo, știm că acum există pentru energia termică, pentru anumite sectoare, o cotă redusă la TVA, concret. Asta înseamnă scumpirea. N-am văzut un acord final și o să-l vedem în momentul în care Ministerul Finanțelor va promova ordonanța de urgență cu aceste măsuri fiscale. Cu siguranță, orice creștere de TVA va însemna o creștere a facturilor. Repet, dacă se va ajunge acolo. Ea antrenează însă un efect în economie și trebuie foarte bine gândită, pentru că în momentul în care îți cresc facturile la energie electrică, la gaze, mediul privat e posibil să transfere aceste costuri în produsele pe care le vinde mai departe, de la ceea ce cumpărăm la alimentară până la, nu știu, alte produse, și asta să genereze și un efect inflaționist. Asta e treaba Ministerului de Finanțe. Noi, ca Ministerul Energiei, ne luptăm să ținem costurile, prețul la factură, cât mai scăzut. Însă, dincolo de măsurile acestea de termen scurt, care pot să ne afecteze, repet, investiții, investiții, investiții. Într-o piață liberă, când ai producție mai mare, la o cerere, să spunem, egală, prețul va scădea. Există acea ordonanță privind plafonarea și aș vrea să vă întreb, credeți că ar trebui să sufere modificări? Pentru că acele măsuri au fost luate într-un context pe piața de energie diferit de ceea ce aveam acum. Și mă uitam, de exemplu, se cumpără energie, mă rog, pe piața de gaze, pe piața de energie electrică, practic de 5 ori mai ieftin decât se întâmpla anul trecut. Asta însă nu prea am văzut furnizori care să vină cu oferte mai ieftine. Așa este. Nimeni nu știe ce se va întâmpla în iarna asta. Deci e o piață în evoluție și dacă acum am văzut o normalizare a prețurilor, totuși nu știm dacă nu cumva în ianuarie, februarie, ele nu vor începe din nou să crească într-un ritm accelerat. Există acest risc și noi nu-l putem controla până la capăt, pentru că depinde de cum va fi vremea, depinde de situația din Ucraina, depinde de o serie de factori care sunt greu de prezis în acest moment. Și atunci avem de ales. Putem interveni pe schemă și să ne asumăm că la iarnă, în ianuarie, februarie, e posibil să intervenim din nou și să reintroducem, practic, plafonarea, compensarea, sau putem să avem o abordare mai prudentă în care păstrăm nivelul actual și atunci va fi o stabilitate la nivelul consumatorului final, dar și la nivelul furnizorilor, distribuitorilor și așa mai departe. Ce s-a întâmplat în criza energetică este că statul român a încercat să reacționeze. Acolo a fost o situație foarte volatilă. Dacă urmăriți traseul legislativ, cred că au fost 7 ordonanțe de urgență prin care statul s-a străduit să găsească formula corectă în care să plafoneze, să compenseze prețuri, dar să nu permită speculă și tot felul de inginerii financiare prin care, nu știu, poate unii care aveau contracte de dinainte la prețuri mici exportau și reimportau la prețuri mari, după care se compensau de la bugetul de stat. Deci genul acesta de abuzuri, practic, a legislației. Dar asta a și perturbat piața, pentru că un furnizor, fiecare știe ce are acasă pe factură, e un logo. E, acea companie, de câte ori se schimbă legislația, de exemplu, nivelul de plafonare a prețurilor, trebuie să-și facă o înnoire a tuturor sistemelor administrative. Și asta bulversează. De aceea s-au și întâmplat acele erori cu facturi de mii de lei sau zeci de mii de lei și s-au făcut știri pe seama asta și sigur că e firesc să se facă, dar noi încercăm să evităm un asemenea scenariu. Lucrăm cu echipa de specialiști din Ministerul Energiei la propuneri diverse de ajustare a acestei scheme. În ceea ce o privește, eu am spus ceea ce spune și Comisia Europeană, bun, România are tot dreptul să-și protejeze consumatorii vulnerabili. Deci trebuie țintite bine aceste măsuri pentru românii care au cea mai mare nevoie de ele. Deci ca să fie lucrurile clare, că acum e caniculă, dar va veni și iarna și vom începe să ne punem diverse probleme. Da, mai ales la gaze. Ordonanța rămâne, din punctul dumneavoastră de vedere, așa cum este, până... În acest moment, da. Până în martie 2025 e cadrul legislativ actual.
Uniunea Europeană ne dă voie până în martie 2024, exact, fără alte discuții, și posibil să prelungească și dincolo de martie 2024. Dacă vom umbla la această schemă, eu ce am asumat este că o vom face într-un mod transparent și implicând și asociațiile consumatorilor și asociația furnizorilor, distribuitorilor, deci tot lanțul, pentru a găsi de fapt cea mai bună formulă. Dar în acest moment nu există schimbări la această schemă de plafonare-compensare. Așadar, în principiu va rămâne cam aceeași, pentru că au fost o felul de discuții legate, de exemplu, schimbări pentru cei care au mai, să beneficieze mai puțin cei care au un venit, mai mare, să asta se trece spune... mai mult către, da, cei care sunt nevoiași. Asta spune Comisia Europeană. Țintiți mai bine aceste măsuri, pentru că noi ce am făcut? Am luat praguri de consum, de exemplu, sub 100 de kilowați. Și am spus, dacă ai un consum de sub 100 de kW, sigur, prețul e plafonat la 0,68, cred. Da. Și atunci, care a fost rezultatul? Sunt undeva la 4,5 milioane de gospodării în România care au plătit factura la curent, o medie lunară pe parcursul unui an, de 30-40 de lei. E un cost mare? Probabil că nu e un cost mare. Adică 10 euro, totuși, în raport cu... Chiar în raport cu veniturile românilor, nu e un cost mare, e un cost suportabil. Și atunci, dacă tu ai o gospodărie care are totuși un venit de 5.000 de euro, 10.000 de euro lunar, sunt români care o duc mai bine decât alții, probabil că își permit să plătească un cost real de piață al energiei electrice. Dacă așa, probabil că totuși consumă mai mult, da, în fine, și dacă ei consumă mai mult, astăzi pragul e de 1,3 lei pe kilowatt-oră. Deci, prin pragurile acestea, România cumva a țintit, dar n-a țintit-o într-un mod care s-a legat direct de veniturile gospodăriei, ci într-un mod indirect care s-a legat de consumul de energie electrică. Comisia Europeană ne recomandă sau cumva... Ne recomandă să țintim mai bine. Și vă veți lua în calcul în guvern să faceți lucrurile astea? Ține de un dialog și de o capacitate a statului român de a identifica aceste gospodării. Pentru că înseamnă, apropo de precedentul meu portofoliu, baze de date, corelarea lor și o diferențiere în funcție de venitul gospodărilor. În privința schemelor de ajutor, mă rog, casnici, non-casnici, există acele scheme pentru marii consumatori. Acestea, de asemenea, vor suferi sau vor suferi modificări? Ele sunt de dinainte de criza energetică. Uniunea Europeană a permis României și altor state membre pentru a proteja aceste industrii, industria grea, mari consumatori industriali, și pentru a nu-i forța să se mute pe alte piețe și atunci Uniunea Europeană să depindă mereu de importuri, a permis ca statele membre să implementeze diverse scheme de ajutor de stat și ele vor continua categoric. Chiar ne pregătim undeva în toamna asta să facem o plată către acești mari consumatori. Bugetul total al schemei este limitat de Uniunea Europeană la 150 de milioane de euro și cel mai probabil vom merge pe bugetul maxim, astfel încât industria siderurgică, de aluminiu, de îngrășăminte să beneficieze de un asemenea ajutor în ceea ce privește energia electrică. Ea este direcționată pentru consumul de energie electrică. Sunt bani pentru așa ceva? Sunt bani în buget. Ei se adună, practic, de către Ministerul de Finanțe și noi facem aceste